Moartea băiețelului de un an, ucis de tatăl lui, arată că polițiștii n-au învățat nimic din tragediile de la Caracal și Onești. Aproape 4 ore au trecut de când mama lui Dominic a cerut disperat ajutor la 112 și până când agenții au spart ușa. Au așteptat mai întâi ca proprietarul apartamentului să vină cu cheia de la peste 70 de km distanță. Legea spune însă clar că polițiștii pot interveni dacă cineva e în pericol și era. Cinic, anchetatorii se apără cu faptul că bebelușul ar fi fost ucis înainte ca mama să-i alerteze. Primul apel disperat la 112 a fost făcut sâmbătă noaptea la ora 1 și 14 minute. Cristina anunță că Bogdan, fostul ei partener, îi trimite mesaje care o îngrijorează și crede că viața băiețelului lor este în pericol. 14 minute mai târziu, un echipaj de la locală o sună pe mamă și o întreabă dacă știe unde ar putea fi bărbatul. Femeia le indică o adresă, iar agenții ajung în 2 minute. Îl sună pe bărbat de 2 ori, dar individul nu răspunde, nici la telefon, nici la interfon. 3 minute mai târziu, polițiștii dau de Bogdan. Polițiștii au luat legătura telefonic cu bărbatul, care a dat asigurări că fiul său este bine, exprimându-și disponibilitatea de a demonstra acest lucru. Agenții cer să le deschidă ușa să intre în bloc, dar bărbatul le închide rapid telefonul. Timp de 22 de minute, polițiștii îl sună de 13 ori, fără rezultat. După alte abia 20 de minute, intră în scară și ajung în fața apartamentului bărbatului, bat în repetate rânduri în ușă și continuă să-l sune. Agenții solicită ajutor către poliția Alba Iulia să-l identifice pe bărbat. Se află că stă în chirie și este contactat proprietarul apartamentului. Polițiștii l-așteaptă să vină de la peste 70 de km distanță să descuie. Asta deși puteau sparge ușa dacă știau că micuțul este în pericol. Mesajul lui din rețelele de socializare, disperarea mamei care suna la poliție, conversațiile cu el și faptul că a refuzat pur și simplu să-și determine locația, să spună unde este, să prezinte până la urmă niște garanții clare că fiul lui încă mai era în viață. Puteau să intre în acel imobil să constate dacă lucrurile se confirmă sau nu. N-ar fi avut suficiente dovezi, apără sindicaliștii. Ei trebuiau să facă dovada existenței unor indicii clare cu privire la faptul că o persoană se află în pericol. Lucru care la acel moment nu l-au putut. Vecinii nu au auzit niciun fel de zgomot, adică polițiștii nici măcar nu știau dacă într-adevăr bărbatul împreună cu copilul se află în acel apartament. După mai bine de 2 ore și jumătate ajunge și proprietarul apartamentului. Încearcă să deschidă, dar ușa este încuiată pe dinăuntru. Se cere sprijinul ISU, iar în 15 minute ajunge un echipaj de la descarcerare. Pompierii sparg ușa și îi găsesc pe Dominic și pe tatăl său morți. Alături o scrisoare prin care Bogdan își motivează gestul extrem. Faptul că ei nu au intervenit și au stat în pasivitate, deși existau cel puțin informații rezonabile prin care ar fi putut să se gândească că se pregătesc infracțiunea acolo și lăsând la o parte faptul că nici nu poți să auzi niște țipete din gura unui copil de un an de zile. Adică acolo raporturile de forță erau disproporționate. Poliția nu a dorit să explice de ce a intervenit atât de târziu. Susține doar că micuțul ar fi murit înainte de apelul la 112 al mamei. Tatăl ar fi curmat viața copilului înainte de ora 1 și înainte ca poliția să fie sesizată. Gestul lui Bogdan ar fi fost motivat de gelozie. N-ar fi putut accepta despărțirea de mama copilului de anul trecut. Înainte de tragedie, postase 22 de mesaje pe contul său de Instagram, iar în unul dintre ele scria un mesaj tulburător. Mi-am pierdut familia, deși am greșit în trecut. Experiența de familie a fost cel mai plăcut sentiment trăit vreodată până mi s-a furat posibilitatea să-mi văd băiatul cum crește. Bărbatul a încheiat scriind, încă pot alege. Nu părea genul de om care să recurgă la gesturi extreme. Nu foarte comunicativ. Cred că era un om care suferea. În octombrie, Bogdan și Cristina au fost protagoniștii unor scene care s-au derulat chiar în fața polițiștilor. Cei doi foști parteneri s-au întâlnit într-un magazin și au discutat aprins despre custodia lui Dominic. O prietenă de ale femeii a sunat la 112 și a anunțat atunci cearta. Agenții le-au recomandat să-și rezolve problemele în instanță.